ședința, doamna doctor, care va prelua cabinetul de la Sascut, vrea să vă spun de la Părinte, ca să mă obținem toată ședința. Și doamna doctor, și doamna doctor, de la Maria, să ne mai curs normal, dar nu va dura mult. Maxim o săptămână la colegii mei și o vie. Nu are nimeni niciun interes, să știi mereu. Asta ați început totul să rezide astăzi la care din cabinetul ați văzut? La doamna doctor Vultur sau celălalt? Unde m-au deschis în partea dreaptă, unde au doamna doctor Vultur. Bun. Acum că o să lipsiți dumneavoastră, puteți lăsa o săptămână, două să fie, să rămână asistente de acolo, sau ceva să poate să transmită la cetățeni că într-o săptămână zile va fi, da, da. Va fi doctor acolo, că el, de exemplu, era închis, el la ora 9:10 și l-a închis acolo. Vin cetățeni să nu știu ceva și l-a închis, care nu l-a așteptat de bine. Și el s-a spus că data 5 vom avea medic la cabinet. Păi, funcție de acte. Așa a fost prevăzut. Păi de asta azi, dacă este, dacă nu aveți o asistentă sau... Pentru să veniți cu echipă, nu să vină la dumneavoastră, să fie acolo. Da. Femeia serviciu, asta... A preluat cu doamna asistentă care a fost. Foarte bine. În momentul în care o puteți, o puteți plăti sau vedeți, vreau să vorbiți cu ea, să rămâni și am acolo să științezi. Data de peste 4-5 zile, doamna doctor, numele cu tare, el va fi medicul nostru, va veni și gata, așa? Da, oricum. E încă vine și acum și găsesc multul pe ușă, găsesc celălalt cu pleacă, nu știu. E pe ușă la altul. Era cu ea, de ora 9:30, doi cetățeni aici și era închis. Și eu știam că trebuie să vedeți pe data de 15. Așa aș spus că a fost discuția. Da, da. Asta până pe cei dana, știu, nici nu că sunteți de atât. Dar eventual în cazul în care să luăm un telefon de serviciu, să fie afișat acolo, nu știu, dacă pleacă pe undeva, să poată să-l contacteze, da. Ca să știu, pacienții știu cum să facă să ia legătura cu... Nu, ei se grăbesc, adică se grăbesc. Dați seama, după două luni de zile, fără medic din familie aici, care au nevoie neapărat de consult sau măcar, poate chiar mulți vor să corecție. Să dacă stau sau nu stau la mașini, știi ce văd, ei trebuie neapărat colaborat, trebuie neapărat. Ei deja au două luni, va veni Paștia, o să mănânci, o să ia peste capul stomacul, o să au nevoie de medic, nu? Normal. Ei, dar acum fiind și ședința filmată cu sprijinul domnului Mariano, să fie cetățenii informați și află că deja ne-a venit medic și noi suntem tare bucuroși. Și pentru frații dumneavoastră, ați venit să ascult și pentru doamna doctor la Berești, pentru că toți cetățenii vă așteaptă. Și în numele tuturor cetățenilor vă urăm bine ați venit! Bine v-am găsit! Spor la treabă! Spor la treabă! Spor la treabă! Mulțumesc! E bine! Dumneavoastră, da, vă fi! Lucrurile s-au mișcat foarte bine. În urma discuțiilor pe care le-am purtat. Ei sunt nevoiți acum, că au nevoie de o adeverință, că au nevoie de o rețetă. Sunt nevoiți să grupeze câțiva, 3-4, să meargă taxiul la scurt, la dispensat, pentru a-și obține serviciile medicale care au nevoie. Rugămintea care este mare și la dumneavoastră ca și colegi din Consiliu, și la dumneavoastră ca și executiv. Haideți să demarăm lucrurile, dacă stabilim astăzi, să mutăm locația la școală, că ar fi unele condiții acolo, că ar fi canalizarea deja existentă, ar fi iluminat este, apă, curent este, căldură. Ar fi o idee destul de bună și am discutat cu colegii și cred că toată lumea este de acord cu noi. Sunt stabilit de acord, indiferent până la locația rugămintea este, să dăm numele de
să demarăm procedurile juridice. Am fost la doamna director la RIM, la DSP, am discutat cu medicul schița. Ne ajută la o autorizare, nu spun niciun fel de probleme. Rugămintea este să dăm drumul mai rău de la doctor, pentru că afectăm toți pacienții și din aici mai se depozitonează, este un număr foarte mare de pacienți, 3700, care nu poate, nu va putea face față de un singur medic. Și o parte din ei se vor transfera, cel puțin de reștere, se vor transfera în totalitatea domnului. Dacă nu există acel cabinet, punct de lucru, cum s-o numi el, ca să poată să înceapă activitatea domnului, tot aici, să nu mai fie nevoie să mă să ne acolo. De asta vă rog, domnule, să impunem pe ordinea de zi, să dezbatem și să avem locația și să evalueze procedura juridică pentru ceea ce ține documentația cadastrală, dezmembrare și așa mai departe. Vă mulțumesc și domnul doctor. Înainte de a începe, doctor, vreau să vă am și eu două, trei lucrușoare. Am început deja demersul cu domnul director Pascu, dar azi am avut un boțil de administrație la școală. L-am rugat pe domnul Pascu să facă primii pași. O zis că ne ajută, în timpul cel mai scurt putem avea obține aprobarea acelui lucru. Deci am putut, am demarat. Eu mulțumesc pentru colaborare și nu vreau să facem totul. Așa trebuie. Așa trebuie. Da, dar la domnul. Elisa Gabriela. Analizele medicale și mai departe, lucruri care deștiu foarte bine colegii la cine refer.
Deci am încercat să le spun că singurul spațiu autorizat în care pot să acord consultații aprobate de casă, colegiu și toate cerințele noastre este scurta, un dispensar unde este un punct de lucru pentru mine, dar sunt și acolo două zile pe săptămână. Și deci au venit, care au avut interes, au venit, care n-au putut veni, m-au sunat, le-am cerut chiar și salvare, le-am făcut cu formalitățile de ritual, sunt oameni care așteaptă operații de groază de cap femoral, să aștepte și să vină o salvare, deci vă dați seama că sunt foarte multe persoane care pălmuiesc, au foarte multe probleme de rezolvat. Încerc să colaborez cu colegii de aici, din Țascu și cu viitoarea doamnă care a preluat Țascu-ul, pentru că o cunosc deja, știe ce... Deci îl cunoaște de multă vreme, eu cu doamna doctor. Așa, și sperăm să avem o colaborare frumoasă, adică nu văd de ce n-ar fi. Este interesul tuturor să aducem servicii medicale de calitate și să asigurăm oamenii că și la noi în țară, medici de familie, nu prea mai au ce să plece, putem și noi să le oferim cel puțin, măcar în practicarea medicinii de familie, aceleași condiții. Că legile sunt diferite și programele sunt diferite de sănătate, fiecare țară are prioritățile, astea altă treabă. Însă eu am un orizont puțin mai deschis, am văzut cine și acolo, în exterior, și știu ce s-a aplic de acolo aici și care ar merge la noi, exact. Încerc să fac chestia asta de când am ajuns la Scurta și oamenii se mulțumesc cu stilul meu de consultații deocamdată. Nu vreau să mă laud, dar am și o competență pe homeopatie și încerc să aduc și această medicină în contextul consultațiilor mele zilnice. Cine este interesat, cum va primi dublă consultație, cum ar veni. Așa. De altă parte, nu știu ce să vă zic, eu vă doresc succes și sper să pot oferi oamenilor un răspuns mai clar în ceea ce privește sediul meu de activitate, pentru că nu, eu nu obișnuiesc să mă refer și nu sunt un om care duc cu vorba. Deci dacă am spus că vin, vin și dacă mă apuc de treabă, mă apuc. Deci deja am apucat de treabă, deja am început consultațiile cu câțiva din ei și vreau să continui. Deci m-am asigurat de prezența mea și de oportunitatea asta maximă de a mă avea pe mine în mijlocul dumneavoastră ca și viitor medic la Berești. Celelalte lucruri le vezi toată dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și sperăm într-o colaborare frumoasă din toate punctele de vedere cu toată lumea care este, indiferent de culoarea politică, deci trebuie să ne focalizăm pe ce e mai important, sănătatea. Și învățământul, de cele două lucruri cheie care ar putea perpetua nația noastră. Deci pe aceste două lucruri cred că trebuie punctate, că avem resurse. Mulțumesc. Întrebare se poate? Da. Până atunci o să aveți trei puncte, unul principal și unul secundar. Da. Puteți spune și la Berești care va fi programul, câte zile sau câte ori pe săptămână? Programul se face de acord cu Casa de Asigurare, la fel cum am și la Scurtar, eu declar programul, Casa îl aprobă. Deci în așa fel încât să nu aducem impietate orelor, deci vor fi cam aproximativ două zile de fiecare punct. Deci o zi întreagă în care am să fiu doar aici și o jumătate de zi împărțită cu Scurta. Așa voi împăca și, știți cum e vorba, capra, varza și cu lupul. Să vedem acum. Iar central va rămâne central până în momentul în care voi depăși într-unul din cele două puncte de lucru număr. Pentru că deocamdată n-am depășit. Iar asistent va fi permanent aici în zile. Asta este ideea. Asistentul acabine va fi da, mereu. Da, absolut. Asta este ideea noastră, ca să înscrie lumea și să aibă asistență medicală. Indiferent cum sunt eu, asistentul poate să pun lumea pe telefon să mă sune și să rezolvăm dacă e un problemă care nu depășește. Și să explicați și metoda cu rețetele. Așa, rețetele se pot transmite electronic, încă este valabilă această consultație, cum spunem noi, pentru rețetele portronice. Noi trimitem rețetele pe farmacie. Și farmacia eliberează fără a utiliza cardul și dacă omul vine sau mă sună și îmi spune că are nevoie de rețeta tonică, eu l-am vizualizat și știu exact după scrisoarea medicală ce anume e nevoie și pot elibera această rețetă electronică, pentru că avem acum tehnologizarea consultației și asta se practică foarte bine și în străinătate. Deci nu e nevoie să vedem un pacient cronic care știm că nu este acum, permanent. Deci dânsul spune rețeta, poți să trimit farmacie, farmacie liberează. Asta facem și la Scurta.
deci s-a în afară de locații și de tot ce ține de locații, vorbesc de utilități și așa mai departe, cu ce vă putem ajuta? Cu aparatura suntem noi care venim, deci asta ne trebuie. Mobilier? Se poate face o listă necesară de materiale acolo? Da, se poate face o listă. Pentru că noi trebuie să reblocăm niște bani, să ne uităm într-un alt fel pentru a fi disponibilizați. Un mic lucru vreau să precizez. La scurt am făcut lista, pentru că cea acolo domnul primar nu știa să ce vorba. I-am făcut o listă. Eu am trecut două chestii. Am trecut un cumpăr de consultații, de exemplu, la mine în cabine. Și am văzut alături, adițional, opțional, un aparat de oxigen, care poate salva viața omului în momentul în care îmi fac un miocardic. Având veric, eu am apucat lucrurile astea mai tare, știu cât oxigen să dau și cum să dau ca medic urgentist. Așa, nu știu ce l-a spus, dar da. Și domnul primar pe vrea să-mi ia mie pacul, să nu-mi ia, adică, și a pe vrea să-mi ia aparatul de oxigen care... Să renunțele. Nu, a, nu, a luat aparatul de oxigen și a renunțat la pacul de oxigen. Deci, în fața, am puțin cu bani de consultație, am aparatul de oxigen. Ascultă. Ascultă, da. Este singur. A fost recent și domnul director Stoica și am văzut și a zis că e ceva care nu a avut de cabine prin chiar în fața deci. Acum, la mine și la finalitate, sunt considerat, dar prin chiar este ceva peste ce am cerut noi, cum am venit. La opțional. De minim de început. Bineînțeles, minim de început, da. Am înțeles că atunci să rămâneți. Ei să rămân, cu anțele care nu îmi dă iarăși cineva ceva undeva ca să plec iar în străinătate. Deci să înțeleg că România dorește medic cu familie în momentul de față. Pentru să știți, geața noastră îmbătrânește după noi numai. Deci medicii cu familie nu vor mai fi, decât vor fi acele, nu pot să zic, glanțuri care își aduc medici plătiți doar pentru o bucățică de treabă și restul specialiști în spate. Faceți această listă și înaintați-vă. Sigurii, ca să știu ce fel. Da, deci nu-i nimic bun în sens, dar nu. Acum să vă dau un exemplu, că am cerut puțin, dar mi s-a dat un lucru că am cerut. Asta e ideea. Da, mulțumesc. Mulțumesc și noi. I-am să luăm comunistul și... și reabilitare cămin cultural Tărcești s-a spus județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului 2 anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Sascut, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de execuție a bugetului pentru trimestrul 1-2022, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși de servitude cu titlu gratuit către SC Delgaz prin ESA asupra terenului suprafață de 14,60 metri pătrați pentru execuția de lucrări extinde conductă, distribuție, brașament și PRM gaz, care se va executa în Comuna Sascut, SAP, întâlnire numărul 274, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitudine în titlu gratuit în favoarea SC Delgaz prin asupra terenului suprafață 2655 de metri pentru extinderea lucrării de proiectare și de interes comun și modernizarea rețelei de energie electrică în satul Fântânele, Comuna Sascut, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, dezvoltare, sistem de distribuție gaze naturale în satul Valea Napului și Conțești, Comuna Sascut, județul Bacău,
finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salemni, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în sat Berești, cum asta scurte de Subateu, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salemni. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2957 din 6-5-2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă la 994,86 lei pe tonă fără TVA. Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexei 1 și anexei 4, anexei 8, din hotărârea Consiliului Local 72 din 30-10-2019, privind atribuirea denumirii străzilor din comuna Sascuș de Zubacău, proiect de hotărâre privind alegerea viitorului președinte de ședință pentru mai, iunie, iulie. Și cum? 11 diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi propusă? Potrivă, nu e nimeni. Mai sunt și alte puncte de înscris pe ordinea de zi. Ne mai fi, trecem la primul punct. Raportul de activitate a poliției locale, domnul președinte, îl supărăm. La diverse. La diverse mai sunt și mai cele și cel al poliției locale. La proiectul de hotărâre numărul 1, comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Domnul apostol. Înțeleg că astăzi, la ora 9, a fost parcursă procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru acest obiectiv despre care discutăm, Căminul Cultural de la Pânceci. Dacă știe cineva de aici care a făcut parte din comisie, dacă s-au făcut sau nu s-au făcut observații pe anexa 2, adică lucrările sunt terminate sau nu? Răspund eu, lucrările sunt terminate, din punct de vedere al proiectului și ceea ce ține de ISC, deci ca și o mici remediere la niște scurgeri acolo la centrală care erau, lucrează băieții, asta nu ține de garanții, deci astea le rezolvă procesul de astăzi, nu au fost trecut în procesul de luat. Deci recepția este finalizată 100%. În acest caz, vă propun ca scrisoarea de garanție bancară să nu se întindă pe 6 luni și să se limiteze la 3 luni. Suficient timp pentru rezolvarea tuturor problemelor de accesare a fondurilor și plata facturilor rămase la terminarea lucrurilor. Dacă mi permite, finanțarea de la ACLE, sunt emotivi de până atunci, suntem încheia. Trebuie să mai facem o solicitare pe viață și mi se restituie banii de factură. În funcție de cum vin banii de la Comunitatea Europeană, se poate, deci, scrisoarea să fie până la ultima tranșă. Dacă se poate face mai de 3 luni, dar banii dăm acum, putem să dăm acum un avans pentru toate lumea. Da, deci noi nu putem să știm de exact cum suntem de ei. Păi, haideți să facem pe 3 luni și dacă apare această tergiversare sau această întârziere de 1 luni, mai facem un căpură de 3 luni. Nu primim înapoi de la fondul 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 de la fondul. Da. Nu mai trebuie înapoi, chiar dacă scurtăm noi timpul de valabilitate a scrisorii de garanție. De asta vă spun. Haideți să facem pe 3 luni de zile, pentru că nu e mare, e vorba de niște adrese. Mai facem o hotărâre de consiliu aproape de finalul celor 3 luni, dacă nu se reușește accesarea banilor. Și mai facem economie de o jumătate de sumă. Păi, oricum acum sunteți acoperiți de garantare? De aia la a patra? Da. Sunteți acoperiți? Acum noi aprobăm pe a cincea. Dar a patra este valabilă în momentul ăsta? Da. E valabilă încă o lună, pare, sau chiar două. Timp suficient.
Nu, eu propun. Nu mai știu să niște coaște, urmați exact cum vedeți cu doamna doctor, dar poți să se încep până pe 15 începe activitatea, dar nu trebuie să simt procedur care o duce până la întâi. Iar îmi place, îmi ia de lucru. Eu o să supun la vot cu amendamentul. Deci supunem la vot proiectul cum, cum este dânsul, cu amendamentul domnului. De acord. Deci cine este de acord ca acest amendament să fie inclus pe, pe ordinea de zi? 1, 2, 3, 4, 5. Împotrivă sau abține? Păi cum votați? Abține. Deci nu trebuie să înțeles. Poate... Deci, nu a fost atenți, probabil. Deci, ca să putem să votăm amendamentul domnului Apostol, adică reducerea termenului de extinderea scrisorii de garanții de la 6 luni la 3 luni, trebuie să introducem aceasta pe ordinea de zi. Am consultat dacă cine este pentru. Dânsi a votat pentru, dumneavoastră urmează să votați. Cine este împotrivă? Sau cine se abține? Se pare că n-ați înțeles. Deci toată lumea se abține? Se abține, da? Se abține. Deci toată lumea se abține. Asta înseamnă votă pozitiv. Și domnul Gârmace, acum votați. Abține, mulțumim. Deci votăm așa cum este proiectul. Haideți să votăm proiectul în sine. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru, domnul Costel. Deci câți sunt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 8
Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 3. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4. Da. Proiect de hotărâre. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? 6. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Proiectul numărul 7. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Aceste două proiecte, de la punctul 6 și 7, vizează extinderea rețelelor de gaze naturale în Valea Nacului, Conțeș și Berești. Consider că accesarea este de o importanță vitală pentru aceste localități și oportunitatea de accesare trebuie folosită așa cum este ea oferită. Adică, vorbesc aici de firme de consultanță care să-și facă treaba foarte bine, care să îndeplinească toate criteriile. Nu știu dacă firma a fost deja scoasă, a fost licitată sau nu.
devizul ăsta cine l-a întocmit? Că aveți un deviz în spate. Certificatul de urbanism pentru beneficiarii... Da, aveți un deviz. Aveți un deviz. Cât e un deviz la fiecare din urmă? Nu, 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 e din Lanzas, la Angelsalim. Urmează să fie scoase la licitație SF-ul și toate documentațiile, nu știu, să face SF-ul, să se face DALI. Se depune proiectul. Solicitarea. Și apoi, după ce se facă solicitarea, să finanțează, să scoate fiecare licitație și SF-ul. Proiectarea și absolută. Bun, în acest caz, vă propun ca, în cadrul primăriei, să organizați un grup de lucru special pentru aceste două proiecte, și care să accelereze, să urgenteze întocmirea documentației. Pentru că, dacă nu ne ducem, principiul în ziua de azi este următorul. Primul venit, primul servit. Dacă nu te duci documentele la timp, degeaba faci documente, degeaba cheltui banii din bugetul local. Și va cea cu domnul Gărnațe la ce exact. Da. Exact. Bine, că la anex, la sfârșit, ordinul ministrului spune că nu primul venit, primul servit e, dar... De obicei așa este. Dar e bună propunerea. E bună. Un lucru de două, trei persoane, managerul de proiect, poate cineva din conducerea primăriei care să coordoneze treaba asta. Și doi consilieri de sat. Care pot să facă parte din aceste comisii, bineînțeles, fără a avea implicație de execuție asupra... Corect. Mai mult de monitorizare. Exact, exact. Și eventual, dacă peste vreo două luni ne prezentați și un... un raport de activitate a acestui grup, ca să știți că aceste două proiecte în ce fac stadiu sunt. Ar fi și foarte bine. Două. Da? Mulțumesc. Mai sunt astea discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Da? De ce? Proiect de hotărâre de la numărul 8, comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 3, favorabil. Discuții? Am văzut documentele care stau în spatele acestui proiect de hotărâre. Sunt documente emise atât de Consiliul Județean prin ADIS, cât și de Rompres și așa mai departe. Dacă această reducere s-a făcut acum, la un trimestru, de la plata integrală a taxei de salubritate în sistemul vechi, ce se întâmplă cu această taxă? Se diminuează și ea? Este vorba despre colectarea selectivă. Da, am înțeles asta. Bun. Această taxă este plătită pe tona care se ridică din comuna Sascova, de reciclare. Noi am făcut munca asta cu oamenii noștri la primărie și cu utilajele noastre, cu mașina, cu comună, cu saci care au făcut ce exact să ne dea, am implicat ca să strângem selectivă. Când dânșii au văzut că prin implicarea noastră s-au strâns de la o mașină lunar sau chiar mai puțin de o mașină de reciclare lunar care erau luat din comună înainte să ne implicăm noi, a ajuns în aproximativ 3 mașini, chiar spre 4 lunar prin implicarea noastră și prin construirea acestor puști. S-au strâns cantități imense față de perioada când nu ne-am implicat și în strângerea selectivă. Și acum am văzut că sunt foarte, cetățeanul a început să-i educe, joia să scoată la poartă, să află cu reciclare. Păi munca noastră. Dar, adevăr, munca noastră a implicat niște costuri. Mașina care ne-a venit cu șoferul, cu oamenii noștri care au luat sacii, am pus mașină. Da. Și acum vor să vină, le era mult mai ușor, că înainte preluau de aici, de la central și de la aceste depozite care am spus noi de acolo, era locul aici, veneau să ascult, ridicau de aici săptămânal și plecau. Ca să-i implici în toată comuna, într-adevăr, s-a de costuri, de atâta drum, din boapă toate străzi. Și ei au zis că vine sprijinul nostru, să strângă ei toată cantitatea de reciclabil care o strângeam noi joia de la porții noamilor, care reciclabil
N-aveam voie să vedem altcineva decât să predăm tot rompestului, care îi duceau la vator, doar din Sascur, și pentru noi, ca și sumă pe tonă, nu e o mare diferență, adică cât ne oferi pe tonă mai puțin, diferența de sumă, care era față de câte ori de caut din Sascur, nu acoperă costurile noastre. Costurile noastre era timpul dublu, dacă stăm să analizăm. Șoferul care îl folosește joia și iar vinerea, două zile, cu mașina, cu combustibilul nostru, și doi. Și doi muncitori care luau țar și puneau mașină și duc, îl aveau că o dată de stantă, și poate să ducem. Au fost discuții când nu au reușit să facă toate străducele și acum am putea să-i constrângem exact ca și la bunoi menajeri să-și facă toate străducele. Suma este mică pe tot. Deci 390. Ca și costuri care, vă dați seama, noi costăm mult mai mult să-i strângem. La fi că erau obligați din mediu să facem treaba asta, eu consider că noi o reducere foarte mare. Deci costurile lor vor fi mult mai mari. Se prinde toată comuna. Acum, cum considerați, analizați noastră? Bine, că în final, deșeurile astea reciclabile sunt valorificate. Da, la sfârșit sunt valorificate pe prețul care îl oferă aici, se scade din cantitatea de reciclabil, și ne compensează și cu declarația de mediu. Știți că declarația anuală de mediu, dacă nu strângem o anumită cantitate de reciclabil, că noi de aia ne-am apucat să strângem reciclabilul. Erau obligați. Erau obligați de mediu. Am plătit undeva la 2 miliarde la bani vechi la mediu. Deci banii bugetului local. Da, tot. Și acum solicitarea lor pentru noi este într-adevăr. E binevenită. E binevenită. Din punctul meu de vedere. Acum așa noastră, cum analizați, ca și costul? Da. Mai sunt discuții? Haideți să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La... 15, da? Da. Deci, la proiectul numărul 9, comisia numărul 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3, favorabil. Discuții, vă rog. Nu? Să punem la urmă. Aici știți că am discutat. Da, sunt aici. Sunt niște probleme, trebuie să le rezolvăm, pentru că, de exemplu, eu vă spun la Valea Neamțului, acolo, calea Palatului duce la Conțești, aiurea. Calea Palatului duce la pădure, spre Palat. Deci, noi când am propus această... Așa ați gândit. Așa am gândit-o, deci, pentru că, efectiv, așa se chema. Deci, drumul Palatului, așa se chema, știți? Din vechime. Păi, de-aia, aici trebuie să intervenim cumva, pentru că nu mi se pare corect. Dar vă spuneam și ieri strada Teodor Nevoiță. Iar eu știu anomalie. Dânsul este, trăiește pe Bălcuța, a trăit pe Bălcuța aici, la Sascur Saș jos, și strada o punem la Valena. Nu știu, cred că ar fi fost mai să armonizăm puțin lucrurile, să fie în armonie cu ceea ce a fost. O secundă, după ce la diverse... Nu ne permite, dacă nu știu. Dacă stau aici, etapa trebuie să aceea, că-ți accesul la... De acord, la... O să vă dau... De acord. De acord. Nu puteți să schimbați adresa, ca să-mi schimbați mie posibilitatea să fac acte alte la adresa respectivă. Să schimb toate acte. Și să schimbă numele, să schimbă și adresa. Am pe un PFET, am un ONG, urmează să am un SRL, urmează să am o fundație. Nu se poate schimba așa. Le-am deja plecat actele astea. Am înțeles ce spune. Haideți că o să le detaliați în cuvântul dumneavoastră de la diverse. Vă rugăm frumos. Haideți. Da, domnul. Da, asta. Da. Eu vreau să completez două cuvinte la această hotărâre. Faptul că am lucrat la demnerea străzilor la vedere și am întâmpinat multe probleme. A trebuit să schimb demnerea la o stradă, plus strada pe care doamna doctor Vultur Lucica a primit-o în urma decesului. O să trebuiască să parcurgem niște pași, să transmitem către OCTI și înapoi răspuns
cu aviziile respective, vom face ceea ce domnul Costea de bună dreptate arăta. Da, ne mai fi discuții, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Haideți să mergem și la punctul 10. Președinte de ședință. Comisia 1. Aparare. Comisia 2. Aparare. Comisia 3. Favorabil. Propuneri, vă rog. Aici. Da, vă rog. Propun pe domnul apostol Constantin. Mai sunt propuneri? Da, domnul Alin, poftim. Doamna Alexandru Ionel. Supun la vot. Mai sunt propuneri? Ne mai fim. Supun la vot prima propunere a domnului Nicu Costea pentru domnul Constantin. Cine este? Pentru Constantin Apostol. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împotriva? 7. 7. Și domnul. Da, scuze. Și domnul vice. Împotrivă, se abține restul, da? Supun la vot propunerea domnului Alin Baris pentru doamna Sandu Ionela. Cine este pentru? Împotrivă? Viitorul președinte de ședință va fi doamna Sandu. Trecem la punctul 11 diverse. Eu vreau să mă scriu. Da, poftiți, domnul, văd, vă... Da, poftim, domnul. Eu? Da. Și am două puncte. Și eu. Da? Deci, vreau să mă identific. Mă numesc Mai Neagu, sunt președintele Asociației Gândăcilor din Redacția, ONG de Mediu din România. Cu sediu. Valea Palatului numărul 7. Valea Sat, Sat Valea Nață. Așa, două puncte am. De-a lungul timpului, la început acest război, tot am făcut petiție la Guvernul României. Referitor la, să ridicăm aici, în Comuna Săscut, o tabără pentru refugiați. A avut o discuție cu domnul consilier Marian Chiriac, a dorit să îmi pun la dispoziție acel teren de 3.000 de metri pătrați, care este chiar lângă mine. Acolo vreau să ridicăm 3 blocuri modulare pentru 300 de persoane. Domnul meu, dacă îmi permiteți și nu vă deranjez, acolo lângă dumneavoastră știți doar dumneavoastră și domnul Chiriac. Ceilalți consilieri nu știu unde stau, dacă vreți să fiți mai exact. Vă fac mai... Vă rog. Să numește... Pe stradă se numește Calea Palatului, exact cum a spus domnul. Așa. Care vrea să schimbe domnul, n-am nume. Care am deja am băgat toate actele pentru a face o fundație. Acum, toți banii mei se întorc înapoi să fac altul. Așa. În zona respectivă, este un teren de 3 metri pătrați, unde domnul Chiriac mi l-a fost dispoziție. Unde eu am prezentat guvernul de România. Unde? Sus, unde? La regele, da. La nu la concert. Strada Calea Palatului, chiar în fața la discoteca. Are nevoie să nu față în față cu dragul. Da. Dragonul roșu, refugiați. Eu l-am prezentat la Guvernul României. Guvernul României a trimis la Bacău și acum a ajuns aici. Deci, locația acolo vreau să ridic 3 clădiri modulare pentru 300 de persoane. Ce vreau să ating aici? Deci vreau ca comuna s-a spus să fie centru industrial pentru a face fabrici în zonă. Acești oameni care vin refugiați, vin și cu afaceri după ei. Deja am vorbit cu domnul de la Elias și îmi pune astăzi toate clădirile pentru a le moderniza, le reface, să le putem face, să putem să ridicăm două fabrici de coitorii. Punctul 2. Ce vreau să ating la punctul 2? Deci punctul 2 se referă la felul următor. Vreau să ating să invoc articolul 297 din Codul Penal din 2009, ce se referă la abuz în serviciu, suspendarea activității consilierului Apostol Constantin. La data de 12.04.2022, m-am deplasat la Perla Moldovei pentru niște suspiciuni care le aveam eu și pregăteam un proiect care să facă anumite chestii cu apa în sfârșit. Și cursul apei ce duce spre dânsul, am observat că sunt surpări pe suprafața de 10 km la Săscut. Am prezentat Guvernul României, s-a făcut demersul, dar vreau să aflu niște din partea firmei. Să întreb, câți litri de apă butelează pe zi, la ce adâncime și mai multe studii geologi și tot ce. Nu am văzut nimic bun la dispoziție. M-am prezentat cine sunt și a făcut un gest urât.
Astea pentru eu lungeaule sunt fix așa. După care m-a întrebat, dar cine ești tu, domnule? Vine un nimeni după stradă să mă întreb pe mine niște chestii. Dar cine ești? Nu sunt așa un președintele ONG-ul. Mă urinesc pe ONG-ul tău. Ieși afară! Vreau să aduc la conștiință. Era o cameră acolo, sunt filmări și sune. Vreau să o prezinte. Dânsul nu era în timpul fadatul răspuns ca și consilier local. Dânsul era la serviciu, la fiecare. Vreau să aduc la conștiință. Articolul 296 se referă la... Ce a spus dumneavoastră? Articolul 297 se referă. În timpul serviciului, sau chiar unde sunt aici, pe aceeași treabă, s-a refăcut codul penal în 2009. Nu, nu, firma. Președintea firmei. Scutați cu firma. Haideți să vă aduc la cunoștință că domnul Apostol este ales de cetățenii comunii, s-a spus, și nu demite nimeni. Nu, dacă vă fac o plângere penală, asta trebuie să vă demite un referendum. Faceți dumneavoastră un referendum și o să puteți demite. Dar până atunci, un pic mai jos cu tonul, nu e corect ce face dumneavoastră. În primul rând, domnul Apostol, consilier fiind și a făcut toate atribuțiile, nu v-a lipit pe dumneavoastră. Acum nu v-a răspuns la ceea ce a scris dumneavoastră aici. La acuzile pe care dați-mi voie, vă rog, dacă sunteți... Eu știu că țineți cu artă, dar eu... Nu, nu, eu țin la dreptate. Eu vă fac așa, asta-i dreptate? Nu, 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 dar eu vă pot arăta o dovadă, a face un om golan într-o scrisoare este mult mai... josnică de când faceți afirmațiile acestea, când mă puși pe instituția dumneavoastră. Domnule, haideți, suntem să vorbiți în condiții într-o ședință, vă rog frumos. Domnul, vă rog frumos. Eu sunt o persoană juridică, dacă nu știți am un condiție. Vă cred, domnul meu. Înțelegeți? Vă cred, dar... Dacă dânsul nu știu respectă ONG-ul meu... Deci, până la un punct aveți dreptate. În ședința de Consiliu ați depășit atribuțiunea, asta vreau să vă zic. Atât. Am adus ce trebuia să aduc. Deci nu, dar v-am înțeles, vă ascultăm ce dorințe aveți, dar unde puteți da dumneavoastră sfaturi să-l suspendăm sau nu pe domnul Apostol? Eu știu ce lege am călcat. Nu știu. Nu v-a dat un răspuns în calitate de consilier. Eu v-am spus în... Eu nu mai vreau să mai un răspunsul. Haideți să ne focusăm pe ceea ce cereți dumneavoastră Consiliul Local. Da, vă ascultăm în continuare. Da, o întrebare. Deci în privat ați adunat. Ați afirmat că... Nu este privat. Eu nu este privat. Vă rog. Articolul 2009 este același. Este refăcut. Marta. Spune-mi, în cuvântul dumneavoastră ați spus... Cum vă numiți, domnul Costea? Bravo! În cuvântul dumneavoastră a spus că pe o rază de 11 da. Metri... Asta am prezentat cu guvernul unii va face ceva. Dați-mi voi să știți ceva, v-ajung undeva. Ați găsit surpări de teren. Nu. Eu am găsit, da. Asta e. În ce zonă? Asta e treaba mea. O să prezint la domnul Acaciu, prezint la domnul. Păi, dar acum... Uite, prezint la domnul. Dar eu vă întreb și... Sunt în Consiliu și v-am întrebat... Dar n-are ca să se zic să fac și acertă, că nu mai ține de Consiliu. Nici cazul domnului Apostol nu mă ține din Consiliu, că el nu calitate de consilier local. Eu v-am întrebat... El în calitate de angajat, eu ați afirmat ceva și de asta vă trebuie să ne... O să ne aveți și nouă. Aveți un lucru așa frumos pe cuvântul meu. Chiar frumos, chiar. Pe cuvântul meu, ce vă prea frumos ca să zice. Și eu am fost colegii. Dumneavoastră ați început frumos. Dumneavoastră ați început frumos. Chiar la sentimentul. Haideți să o continuăm pe aceeași temă. Domnul, eu am o altă, dacă spuneți că e o mint. Nu, dar nu v-am spus. Dar nu v-am afirmat așa ceva. Nu vă permite filmarea, că poate ieși și eu. Nu v-am afirmat așa. Eu v-am rugat să ne spuneți ce doriți exact de la Consiliul Local. Pe prima, până în punct, cred că l-am afirmat. Am înțeles, da, aia da. Haideți să mergem mai departe. Gata, pe loc. Reparat din funcție, nu. Nu putem. Am înțeles. Nu puteți dumneavoastră, da, pe să ascult. E un lucru foarte bun, un lucru foarte lăutat. Da, corect. Creează niște locuri bune, să ascult de muncă, este un lucru foarte bine. Dumneavoastră trebuie să aveți o colaborare frumoasă cu Consiliul Local. Îți doream cerea primării. Noi vă apreciăm ce vreți să faceți. Ca să putem face, tot ce am putut să facem. Dacă l-am luat la urmă, acum am putut răspuns. De ce nu înțelegeți? Toată lumea de aici m-a explicat. Și nu are nicio treabă una cu alta. Una cu alta, da. Asta am vrut să vă explic. Nu-i bine că... Eu nu știu că dânsul este consilier. Chiar dacă știați era același lucru.
face să fac și mai multe demersuri, să mă duc să fac o plângere pe rău. Și să vă dați și pagina. Mulțumim, domnul. Da, haideți, domnul Iosif. Da. Date secrete ale firmei, n-aveam ce să-i pun la discuție. Nelu, permiți să îi dăm cuvântul lui domnul Voicu și după aia. Da. Haide. Înainte de așa, da. Ce permisiune să plec dacă se poate? Cu cea mai mare plăcere, dacă toată lumea e de acord. Lăsați-o poliția fără un vot. Domnul Voicu, de ce? Am găsit de spate în ziua să Să
să fac o preparație înainte de domnului primar să la primar. Da. Îi s-au pot acorda și alte beneficii? Nu. Doar ca funcție. Păi atunci, da, într-adevăr, la fel într-o poziție legală, exact, să facă ceea ce face. Deocamdată nu e legal ce face. Dar e legal, dar nu e legal. Nu, 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 gândiți-vă juridic într-o situație în care va fi implicat și da, o decizie acolo, corect, biserică, execută ordine și dacă vine cineva și spune, bă, dar ai dat ordinul ăsta, nu te-ai luat ce? Și atunci? Domnul voi, că la funcția, trebuie la funcția noastră. Pe spune de asta, trebuie delegat, delegat doamna secretară, să trebuie să dată pe această funcție. Pentru studenții și mie, aceste amenzi, contravenții, acțiuni care sunt date, de câțiva locuri de dumneavoastră, voi, Costanță, Numă, Juțeanu, Vânceanu. Fost că alții au 11 sancțiuni, alții au 1. Alții au 8, alții au 2, în funcție de ce consideră aceste sancțiuni. În funcție cum, cum dau aceste sancțiuni. Ei nu încerc și ei 8, încerc și 2, Costanță. În momentul când se constată o contravenție, s-a administrat unui flori, concludent utile care colaborate între ele, se ducă la adevărul adevărului, soluționarea cauzei. Atunci când s-a constatat o contravenție, s-a luat măsura respectivă. Da, și ce mai este diferența dumneavoastră de să veți 11 contravenții și nu de exemplu au ghinionul să nu se întâlnească în fapt pe... Sau nu caută, sau nu, dar nu el s-ar putea, sau s-ar putea să nu caute. Nu caute în cartoșul. Poate o mai plăzare, mai corect, a prevenții mai mult să are. Da, nu ca de prevenții mai mari. Nu, că aici sunt văd doi, eu, Voicu și cu Stanciu, care au 20 de contravenții și 20 de amenzi, sau aici văd chiar aici amenzi, și mă uit la numărul una singură și aia cu avertisment, ba nu, are o amenzi. Este pensionare. E mai mult la birou. Deci, nu se pare, salariul nu l-aveți la fel, n-ați? Sancțiune contravenție, care rămâne la atitudinea contravenientului. Se dau cod gradual și nu le poate să impune nimeni să stabilească. Domnule, dă-i amendă. Nu pot să impun eu sau cineva din conducerea unității. Nu contravenie. Nu, contravenie. Agentul. 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 De ce din contravenie? Emoții. Emoții. Mai normoși aș fi lasă. Ultima întrebare. De ce nu se poate să faceți un proiect în care avem sancțiuni pe legea circulației, la parcări, staționări, chiar pe bietul bicicliști. Am primit eu, acum două săptămâni, am fost la Bacu, am parcat în fața spitalului pe trotuar mașina, am coborât din spital, m-am dus cu o bătână acolo, am coborât, am găsit amende, 200 de lei, care au venit lucrurile alte. Și acum e dată de poliția locală sau scoate. Noi, de ce nu scoate, Bacău, de ce nu scoate noi un HR-ul care să fiți? Pentru nu e organizată parcare. Pentru că sunt reglementări. Cine trebuie să reglementeze? Eu asta am făcut. De asta am făcut discuția acum. Cine trebuie să reglementeze? Cine trebuie să reglementeze? Ei, doamna secretară, domnul Vici, știți dumneavoastră, știți domnul șef, dar vezi că sunt reglementeze. Comisia de ordine publică. Sau comisia de ordine publică, sunt reglementeze. Am mai putut-o, dar să facem și-o rămas așa. Dar haideți să facem. Da. Raportul domnului Voicu se referă la un trimestru. Da. Sau un semestru. Nu, e trimestru. Dacă ne gândim ca să nu mai nominalizăm cine și cum ca și rezultate pentru un angajat care ia o sumă destul de frumoșică de bani, dai un avertisment în 3 luni de zile, apare rău, am lucrat în sistem dacă veneai cu așa ceva, dar n-aveai ce cauți acolo. Eu nu zic, dați voi, eu nu zic că trebuie să sancționăm. Gata, dăm amenzi, dar sunt atâtea situații în care ar trebui să-și facă prezența colegii la poliția locală ca să nu mai
mai fim noi, consilierii locali, apostrofați de toată lumea, băi, plătesc poliția locală degeaba, nu-și face treaba, pentru că domnul Chiriacă are dreptate. Nu poți să treci om îmbrăcat în uniformă și să vezi mașini parcate chiar acolo în fața primăriei, la fața intrării la domnul Chiriac, parcată pe trecerea de pietoni, parcată în diagonală, intră până în farmacie cu mașina, nu le interesează cum îl lasă și cum îl lasă. Și trece polițistul local și nu ia nicio măsură. Eu vă aduc la cunoștință treaba asta pentru că sunteți șeful ora. Corect. Păi asta spun, nu are voie, dar asta spunea domnul, să hotărâm, pentru că se lucra, măcar prin aceste locuri care sunt stabilite. Toate locurile din primul astea sunt lucruri reglementate care toți locuitorii au tot respectăm orul din țară. Nu mai contează. Te-ai faci parcarea și pe ce e? Că avem parcări, că nu avem parcări. Îți dă voie undeva în țara asta să parchezi, că treceri de pietoni? Dar cât îmi este rețetă, să fii să facă așa în curb, exact. Păi da, și nu mai poți să treci, practic, acolo. Lasă 2-3 în stânga, 2-3 în față, mai puni și la Ionică din Colorado. Asta e și-ți fi dat. Și-și gata. Colorado. Și dacă ne uităm bine, sunt așa niște persoane care cam știm, care sunt aici în Sascot, care îmi bătaie de joc, așa că-i bine. Să începe cu un avertisment, nu e o problemă. Când avem disabilitatea asta, asta facem. Da. Dar mă refer la colegul respectiv, la activitatea lor, nu se referă numai la constatarea contravenților. Zilnic este lucrător care merge la unitățile de învățământ, zilnic este lucrător care vapulează, lucrători care au desfășurat activități cu privire la numerotarea și străzilor. Sunt un tip de diverse munca noastră. Nu și vedem numai la o constatare. Am înțeles să-i s-o cunoscutăm. Un om care au salariu 3 luni de zile, cu suma care se ia totuși la poliția locală, cu cel care face o navietă pe la Bacău, cum am avut și eu și dumneata, eu cred că ar trebui un pic de implicare mai serioasă. Am trebuit să supărare, nu trebuie să supere nimeni. Am înțeles, conformăm. Mai trebuie un pic de atenție și la portul uniformii, că unii o poartă chiar la mișto. Am înțeles, serios. Da, domnule, mulțumesc, domnule. Da. Doamne, vorbim să văd și rezultate. De ce să văd rezultate la domnul Boico? De ce să văd rezultate la domnul Gheorghe Țăstani? Că dacă îi vezi pe stradă, să fie domnule, dar să fie de domnule. Da, hai să faci. Să fie de pe stradă, cu foarte unic. În fiecare zi îi faci morală, dacă nu dai amendă. Nu știu că ori este care e lucrat. Șosea nu s-a luat niciodată măsură. Chiar vorbeam cu cineva și a zis, băi, dacă ne aduce sfârtii, noi putem să facem pe șosea pe europeană ca să nu se mai întâmple accidente. N-au luat nimeni, nici măcar nu s-a notat. Nu poți să zici la oameni să nu ducă cu noi sau să ducă cu noi unde să-l ducă. Dacă n-are condiții unde să-l ducă. Hai să facem ceva care să aibă unde să arunce cu noi.